Gucci Mane, no you call me Gucci Gucci. Salutare băieții și bine am găsit la un nou episod din Euro Truck Simulator 2 Roleplay. Suntem cu mașina noastră toată în Bacău. Mergem direct la... nu mai mergem direct la garaj, mergem direct la firma de unde avem de încărcat. Acolo am duba, acolo e mașina lăsată. Stai să nu vină careva și să mă prind cu el de mână. Ok. Așa. E 6 dimineața. O să mă rog și eu. Uite că mă las asta cu talismanul. Renault la Renault trage. Așa. Trebuie să schimb mașina, dar n-am bani. Din păcate nu am găsit un loc, să zic așa, unde să pot să pun telefonul. Nu am găsit un suport favorabil și e aiurea că ok, că nu pot să pun să filmez, să am GPS în mașină. Și neavând GPS e o leacă cam păcat. Așa. Am vrut să văd dacă s-a făcut drumul aici, dar nu s-a făcut și trebuie să mă întorc. Că a fost o problemă la drumul ăla, s-a fost o furtună și s-au rupt niște chestii, era o scurtătură, dar acum nu mai am ce să-i fac. Și mergem direct la firme. Da, deci stânga, nu, mă uitam să văd dacă trece vreo mașină, ceva, e dimineață, totuși nu s-a obișnuit să fiu atât de dimineață pe drum, dar, na. Ok, trebuie să caut ceva cu chimicale, aici, chimo. Să văd și unde las mașina și să văd unde e tuba băgată. Uite, cred că o să las mașina fix aici. Nu cred că încurc cu ceva. Oricum au cheile dacă e să o mute. Și noi să ne ducem la dubă. Dar prima dată trebuie să iau hârtiile. Ok. Revenim din dubă. Ok. Am luat și hârtiile, hârțoagele. Asta e nenea care se ocupă cu aprovizionarea, adusul remorcilor, încărcatul lor și toate alea, baftă. Hai, ne urcăm direct în dubă. Ok. Avem multe de vorbit. De la cursa anterioară s-au întâmplat niște chestii bune și rele. Mai mult bune. Prima chestie bună e că am o tabletă pe care o pot folosi doar atunci când staționez. Așa e softul conceput. Să nu poți să o folosești când mergi. Deci trebuie să fiu mereu oprit, tras pe dreapta ca să pot să folosesc softul. Și toate astea pentru că șeful și-a dat seama că, de fapt nu și-a dat seama, m-a testat. A vrut să văd dacă mă descurc fără GPS. A văzut că mă descurc. Și atunci
zis să mă ajute pentru că merit și na, pe lângă asta mi-a spus că de asemenea dacă sunt de dispus mai fac câteva curse și din săptămâna viitoare pot să mă bag pe tir pe România și am zis că aș fi încă încântat, doar că tirul ăla vreau să fie dotat cu o stație ECB și na, să nu trebuiască să stau mai mult pe drum și să fac servisare la camion. Pentru că am nevoie de bani și a zis că e ok, camionul, chit că e vechi, e ok. I-a zis că e ok atunci și de săptămâna viitoare o să-i dăm drumul pe camion. A spus că nu-mi va zice încă ce camion e, o să mă lase să văd. I-am zis că ok, uite aici e garajul. Dar noi n-avem treabă că e acum. Nici măcar nu era nimeni, că e închis. Doar eu am avut cheia de la garaj de m-am dus de a lua actele și apoi m-am dus direct la mașină. Că mai aveam niște acte de luat pentru a trece în vama. Că na, trecem din România în Republica Moldova și să n-am probleme la graniță. Transportând și ceva periculos e mai dificil. În continuare, v-am zis că avem tableta asta. Ei bine, tableta asta are și Waze pe ea. Deci putem să știm cam pe unde e poliție, chestii trestii. Bine, acum pe Waze, na, te mai poți aștepta și la mișto căreli puse de utilizatori și e bine să fii precaut. Însă aștept să am un GPS cum se cade, că l-am zice și limita de viteză și are și comenzi vocale. Are mai multe chestii. Azi e destul de încărcat, după nu prea merge. Stai ușor. Abonă. Ok, am frânat din timp că poate, na, o să am probleme cu frânele pentru că am mai multă greutate pe mașină și nu vreau să mă trezesc că stric mașina. Uite și pe colegul cu Manu care așteaptă. Ăla depășește în vârf de rampă, mai zice ceva. Eu n-aș putea să depășesc. Și-s cu dupa, el e cu persoane și depășește. Unde-i poliția când ai nevoie de ea? Și dacă nu mă înșel, are și depășire interzisă. Da, na, te pui cu ei. N-ai cum să te pui cu ei, că efectiv n-ai cum. Și cam aia e. Ce e frumos la duba asta, sau la faptul că sunt cu duba, e că ajung în fiecare zi acasă. Pe camion mi-a zis că s-ar putea să ajung undeva la 2-3 zile, dacă e nevoie, și i-am zis că da, accept. Și așa nu am eu ce face prea mult acasă. Pot să-mi încarc camera și din camion. Bine, și de aici. Pot, dar nu e chiar la fel. Aici pornesc că tot înainte. Sau nu, știu că trebuia să fac undeva stânga, cred că e aici. Ia să trag eu pe dreapta. O pun pe avare și mă uit pe tabletă. Să fiu sigur să nu merg aerea. Nu. Aici nu. Mai în față.
Ok. Trec, nu trec. Scuze, șeful, stai acolo, leacă. N-am GPS ca tine, n-am nici stație să întreb. Gata. Am înțeles. Mă gândeam că ar trebui să fie un semn, dar na. Dacă era drum, am zis că băi, de ce nu? Și... merită încercat. Cine știe, poate greșeam drumul și după făceam kilometri mulți. Ok, Chișinău, Constanța. Noi avem treabă la stânga. Și cam ușurel frâna. Și aici oprim. Bine, nu de tot, că e cedează, nu e stop. Ne-a trece, aici nu vine nimic. Am zis că îmi beau cafeaua, dar nu știu dacă o să dau de benzinărie pe aici. Da, uite în față. Uite în față, dar e benzinărie de asta cu plata la card, n-are de aia de stat, deci n-am făcut nicio afacere. Nu, nu e bine. Din ce am văzut pe Waze, drumul o să fie prost și o să am câteva avertizări pe drum. Bine, acum o să merg și eu încet. Nu o să merg prea tare. Că e dimineață și oricum poliția nu iese la ora asta, dar sunt încă la început pe aici și nu vreau să fac vreo problemă. Pericol raportat. Ok, aici e cranița, aici frânăm și noi. Am zis, cum am zis, aici e drumul prost de acum. A zis și Waze-ul. Am o limitare de 30, dar eu merg cu 20. Ok, eu mă duc în dreapta, că pe acolo am voie cu duba. Da, nu trebuie să plătesc nimic, că am plătit deja de către firmă. Ok, iar drum prost, cred, sau? Ce a zis Waze-ul? Că parcă mi s-a părut că a zis din nou. Chit că tableta nu e la mine în mână acum, Waze-ul e activ acolo și își face treaba. La fel, tot în dreapta. Pericol raportat. Am înțeles, deci de aici începe drumul la prost, ușurel. Oh my god. E drum de ăsta de ciment și se simte foarte rău la dubă. Nu e bine deloc. Că se simte vibrația și în volan și știu că mașina are niște probleme. Ok. Uite o vacă, uite un tank. Drumul pe aici se pare a fi bun. Pericol raportat în față. Uite, iar din față, iar apare pe Waze notificare că drumul e prost. Și merită banii Waze-ul? Mă rog, banii, că e gratis. Hop, 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 ușor. Cine vrea să mă depășească, n-are decât. Nu vreau să stric mașina, că încă știi pâinea cu ea. Ia o, ce sare, bă, băiatule.
Cred că dacă aș fi avut stație, eram uneacă înjurat de colegul cu Iveco, dar asta e. Eu nu stau să stric mașina, că vor alții. Da, păi Chișinău trag în drumul vostru. Că dacă știu că e așa, nu mai vin pe aici. Nu mai accept curse la Chișinău. Trebuia să opresc, că efectiv face prea rău. Și aici benzinăria e tot așa? Am înțeles, la fel. Pericol raportat în față. Iar apare notificare. Nu scap și eu de un drum de ăsta mai ușor, oare? Ușor. Oh, mai, Doamne, bă, băiatule, îmi sare volanul din mână. Șeful ăsta chiar mă testează sau... Care-i treaba? Vrea să vadă cât fac pe drum? A, aici e și mai bine, am înțeles. Aici sare de câte 3 ori. De asfalt ați auzit? Întreb și eu, că poate n-a. Poate n-ați auzit și... Bine că nu trebuie să plătim taxe, ca în România. Atenție, pietre! Am înțeles. Băi, dar păi dacă merg așa... Nu fac nicio afacere. Uite asfalt în față. Yay! Hai să recuperăm timpul pierdut. Și așa. Pericol raportat că... în față. Iar Waze. Oh my god. Am coadă în spate? Nu. E bine. Dar dacă aș merge pe aici, pe lângă, se simte. Poliția, ce face poliția? Poliție raportată în față. Uite că primesc notificare de la Waze acum cu poliția. Bravo! Care ai pus notificarea? Cred că poliția, că și ăștia Waze, ce credeți că ei n-au Waze? Oh. S-a terenat drumul, că nu mai văd notificări pe Waze. Că na, uneori se activează singură și arată tot drumul. Fiind în dreapta, tableta poate să mai arunc un ochi. Da, e drum bun. Pare a fi ok. Trebuie să recuperăm, nu? Hai că e verde.
nu mai e verde. Hai mă. O să stăm ceva la semaforul ăsta, cred. Până unul altă ne mai uităm și pe tabletă. Ok, deci cum ajungem la dreapta? Am înțeles. Deci că e ca la calea ferată, știi? Stai jumătate de oră. Hai să opresc motorul, oare? Hai să oprim motorul. Pro claxonă ceva din spate sau? Ce ai, bă? Treci pe roșu dacă vrei. Are răbdare. Da, treci, mă, pe roșu. Am înțeles. Da, mă, bine. Asta, plăte tu pe roșu. Da, mă. S-a stricat semaforul sau care-i faza? Ok. Sper să nu la vreo oameni, dar atât, dar tot. Da, bine că m-a claxonat și nu gândește. Waze, te omor. Nu mai zis că e drum stricat. Waze, te omor. Ok. Hai să recuperăm și să mergem la descărcare. Pe hartă nu mai părea să fie mult, deci după curba asta s-ar putea să scăpăm. E bine că acum e mai ușor. Cu toate că la început am zis că sunt mai încărcat. Se pare că după merge mai bine și nu știu să-i fi făcut reparații la motor. Și aici e la fel. Fix la intrare, mă nene. Da, bă, nu, uite că e bine. O, tragi pe nene. Chișinău. Aici asfalt, mă, aici la ei, în oraș, își permis să asfalteze aici. Am înțeles. Ok. A, aveți semafor. Am înțeles. Dacă voi aveți semafor, ce o să facem? Stăm. Să mă uit, să fiu atent, poate vine vreunul în mine și mă face stafidă. Uite aici de pe Schenkerul, că văd acolo remorcă. Și să vedem unde parcăm. Mi s-a zis că la al doilea, deci al doilea cred că ar fi aici. Nu? De camionul ăsta, remorca asta albă. Ok. Hai băgăm marșarier. Așa. Merge bine ușor până acum.
Ok, mi-am urmat motorul, n-are nimic. Dăm și în față oleacă. S-a dus prea rău remorca. Așa. Mai dăm. Până la bordură. Hop. Bun, am ajuns, am terminat. Cam asta a fost și cu acest episod de Euro Truck Simulator 2 Roleplay, dragi prieteni. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați pentru mai mult. Ne revedem în curând la un nou episod. Până data viitoare, eu am fost Mihnea, toate cele bune. Bye bye. Hope you ready for the next episode. Hey.